Hai norobă băi și bine v-am găsit la un episod pe acest canal. Stai să dau aici audio mindset. Revin cu un nou episod de Samp. Pentru că vreau să zic că chiar după ce am filmat ultimul episod în Samp, adică chiar în ziua aia, chiar după o oră sau chiar două, m-a tras VLD la helper, adică VLD 47, unul din admini serverului, manager la helper, anyway, dacă nu știați. Și m-a tras la teste și am zis și eu ce am zis pe acolo și cumva și spre mirarea mea, mi-a dat o șansă pentru funcția asta de helper și vreau să-i mulțumesc pe această cale pentru șansa acordată. Chiar dacă poate nu o să fiu mult helper, dar o să încerc să mă țin de treabă. O să-mi dau silința, să pot să-mi țin funcția. Și inițial am vrut să fac un video cu GTA 5, pentru că n-am postat GTA 5 de la primul episod, deci a trecut ceva timp de când am făcut primul episod. Trebuie să fac și eu ceva GTA 5, cum de fapt nici eu nu m-am jucat de mult. De câteva zile de când am început să tot fac timp pe aici, pe Samp, pe server. Și hai să vă și zic cum am luat helper și din astea. Deci era răstalteri seara sau cred că era sâmbătă sau nu, era duminică seara cel mai probabil. Și da, duminică seară am venit acasă de la ziua unui prieten și ce am zis, să mă joc de la vreo 9 până la vreo așa, 10, 11 și stai să dau și eu un gift aici, mersi, Conan, dacă te-ai respect. Băi, du-te băi, bă, deci nu te cred. Du-te băi, cât de bulangiu să fiu să prind asta pe filmare, bă. Bă, du-te bă. Du-te bă. Ai, de viața mea, bă! Și că ăsta că contribui, da, mă! Da! Pile! Du-te, bă! No! Revenim, bă, deci mulți am faină pentru puncte. Să revenim. Deci am aplicat la 10 jumate seara. Stai. Deci am aplicat la 10 jumate seara pentru helper și m-am consultat anul cu facțiunea, cu câțiva membri din clan și i-am întrebat că dacă aș fi destul de potrivit pentru funcția de helper, adică dacă să aplic la funcția de helper. Și majoritatea de acolo mi-au spus că da. Bun. Și am spus că hai că fie ce-o fi, eu aplic la helper și asta e. Faza e că faci clanul, e. Okay. Da. Zisalita. Deci am aplicat la helper și bine, am stat ceva. Dragoste, salut, dacă te uiți, scuze că
nu te bagă în seamă, dar filmezi și vorbesc și, na, îți dai tu seama. Și Dani, dacă te uiți, sper să fii în ciudă. Deci, bă, nu știu de ce, nu știu. Am avut presimțirea, bă, că iau. Dacă fac clan. Bine zis. Și aș face clan, bă. Lăsați un comentariu dacă se fac sau nu. Și dimineața următoare nu prea am oprit la... Nu prea am dormit, vreau să spun. Și m-am trezit la vreo 8 jumate și m-am dus la calculator până la vreo 9 jumate și nu cred că am mâncat până la 12, nu mi-a fost foame, nu, fine, de la 9 jumate am stat la calculator și mă refer aici că am fost și foarte matinal în ziua aia și nu mă așteptam să mă ia la helper-ul, pentru că nu, am filmat video cu Dani și cu Edi și ne-am râs amândoi când i-am râs. Și mă gândeam, bă, am câștigat eventul ăsta de 100k și mă gândesc că ce altceva fain s-ar mai putea întâmpla. Adică să se întâmple ceva mai special am, de, în afară de evenimentul ăla, am câștigat și eu niște bani. Și chiar după o oră sau două, mă plimbam cu Maveu și mor dintr-o dată. Și eu mă uit, de ce mor? Am avut viață full, adică să mor așa dintr-o dată, eu dau repede spawn la Mave să nu explodeze. Pentru că, da, eu de obicei Maveu le explodez mai rapid decât fac ăștia pită caldă la brutărie, știi, și îs mulți tăi pe serverul ăsta, nu mă întrebați că nici n-am unde să aterizez și da. Explodez instant și chiar după mă ia VLD47 la el. Dacă era alt admin, pentru că mersi. Pentru că știam că pentru că eu știam că ăsta VLD47 e manager la helper și dacă era alt admin nu mă prindeam de ce îmi dădea teleport la el. Dar pentru că era VLD, parcă m-am prins de schemă. Și mi-a spus că la el că să dau teste helper. Și am răspuns eu la ce m-a pus acolo. Răspund, da, că sunt destul de multe întrebări, unele sunt mai și fără logică, dar trebuie să le înțelegi. Și din punctul meu de vedere chiar n-am răspuns foarte bine la ele, dar îi mulțumesc oricum lui VLD47 că mi-a acordat șansa și sper să nu mă scoată din funcție prea rapid pentru că pot face mai mult de atâta. Deci am răspuns la, oh, fix 100, mișto. Am răspuns la vreo 100 și bă, e o chestie mișto la helper cu tokenurile astea, pot să-mi cumpăr niște chestii gen culoare hidden, clear faction, punish, mai multe. Să și câte puncte premium acum. Am 48 de puncte premium, bă. Deci, e clar. Dacă Dani era secretul de ce nu am eu puncte premium, că eu stau de obicei foarte mult cu el pe Discord, atunci Dani încearcă să faci și tu metoda asta, să mai stai mai pe Discord și... Na, poate o să iasă. Poate o să prindi și tu puncte premium cât ai nevoie. Ca să ții cont premium și din alea. Bă, și chiar m-aș face clan, sincer, dar... Nu știu, îmi place în med. Și parcă nu mi-aș face clan pentru că nu sunt dispus să plătesc. Nu știu cât pentru întreținerea clanului. Deci, sper că v-a plăcut chestia asta. Un fel de mini game vlog, adică eu am povestit am ce am pățit și sper să vă placă chestiile de genul. Dacă o să mai am alte oportunități la alte funcții, o să mai fac chestii de genul sau dacă o să mai pățesc ceva pe server, chestii mai fac. Sper că v-a plăcut,
să lăsați și voi un like la video, să vă abonați la canal, pentru că m-a ajutat mult. Eu am fost Cosmin și până data viitoare v-am pupat.